Anul 2016 este momentul în care Slatina reușește să scrie o filă din istoria mondială a matematicii. Liderii prezenți la Olimpiada Balcanică au semnat un memorandum privind înființarea din 2018 Olimpiadei Internaționale de Matematică pentru juniori. România este în al doilea rând inițiatoare de Olimpiada Internațională, pentru că Olimpiada Internațională de Matematică este înființată în 1959 de România și iată acum Slatina și România intră încă o dată în istoria matematicii mondiale prin inițierea acestei competiții dedicate juniorilor. S-a format deja și un comitet organizator din 5 membri: Sava Grozdev din Bulgaria, Marius Perianu, România, Ridvan Hasan Saputra din Indonezia, Simon Chua, Filipine și Sultan Sand Al Barakati din Arabia Saudită. Ideea desfășurării Balcaniadei de matematică pentru junior la Slatina a fost generată de același Marius Perianu, dar cu suportul nostru, evident, în ideea de a promova cât mai mult județul nostru și învățământul de matematică din județul nostru. Și faptul că avem un premiant în această competiție internațională spune foarte mult despre calitatea învățământului matematic din județul Olt. Nu e un lucru de mare mândrie și personală și națională, și am fost foarte bucuros să fiu nominalizat și mai ales acceptat. Totodată, în baza unui parteneriat între Inspectoratul Școlar și filiala Olta Societății de Științe Matematice, vor fi organizate cursuri de pregătire atât pentru profesori, dar și pentru elevii apți de performanță. Împreună cu Societatea de Științe Matematice, filiala Olt, vom desfășura în perioada care o să urmeze cursuri de pregătire didactică însoțită de practică pedagogică pentru tinerii profesori de matematică și cursuri de pregătire speciale de performanță pentru elevii și tinerii profesori care vor să facă acest lucru. Care va fi orașul ce va găzdui Olimpiada Internațională de Matematică pentru juniori nu se știe încă. Cert este că evenimentul va fi unul de mare amploare care se va bucura de participarea elevilor și profesorilor din peste 100 de țări.